Bună ziua, oameni buni! Ne revedem astăzi după sărbătorile de Paște, într-o zi de 26 de aprilie. Am revenit cu asistentul meu, cu Ștefanel, care ne va filma în continuare. Și vom studia evoluția aceleiași familii pe care am urmărit-o de la începutul sezonului. Deci, albina nu mai are loc. Se vede cum stă pe podișor. Podișorul este full. E o familie care clar cere... Stai mai așa puțin, frate, ca să minte. Uitați-vă ce e aici. Nici nu mai bat podișorul. Este țeapănă de albină. Va trebui să intervenim rapid cu un cat în acest caz. Da? Descleiem ramele pentru a ne face loc să o scoatem pentru a evacua. Știm bine că data trecută ne-a intrat foarte greu pentru că aici, lângă pădure, întotdeauna va exista foarte mult propolis. Extragem anții pe ultima ramă, așa, cu mare atenție, pentru că nu este expus să fie mat ca pe ea. Încetişor, încetişor, încetişor. Perfect, am reușit. Cea mai grea operație. Ne uităm. Așa, puiet larvar. Puiet larvar și ouă. Căutăm matca, pentru că vrem să dăm această ramă deoparte, dar să nu cumva să pierdem matca. Nu. Matca. Stai puțin mai departe, tati. Așa. Acum ce facem? Deci, rezistăm. Ultima ramă este clar. Mă duc pe partea alta. Da, pot să putem în spate, din nou în spate. Mai bine. Stau în dreptul lor și săracile nu mai au loc să intre la ultimul. Dar le lăsăm să intre. Pe în ultima ramă. Plină. Full house cu miere. Mierea, a început să căpăcească mierea de la pomii fructiferi. Și să nu uităm că acum începe prunul. Și haideți să vedem rama cleditoare, introdusă în urmă cu 5 zile. Deci am dat ramă oarbă, da? Să vedeți ce s-a întâmplat. Uitați-vă, în 5 zile, în luna lui aprilie, a construit rama perfect, da? De sus până jos, toată rama. Uitați-o, fără preparație. Deci, țin să fac două aprecieri acum. Una pentru profesorul offline. Deci putem să avem rame cleditoare și în cuibur, în sistemul clasic dadant, vertical pe 10 rame. De, începând cu luna aprilie, albinele construiesc fără absolut nicio problemă rame. E clar, această ramă urmează să fie însărbântată. Și vom avea o recoltă ca lumea de tânduri. A doua remarcă pentru un apicultor începător care a băgat rama asta la clădit în mijlocul cuibului. Are foarte mult de pierdut. Ce facem în această clipă? Deblocăm. Scuturăm această ramă cu miere. Da? N-ai curaj. Ia uitați. Ce curge. Deci avem cules de minim un kilogram astăzi. Minim, un kilogram la zi. Hai că am scos prima recoltă de miere. Așa. Introducem rama cu puiet. Ștefan ne așteaptă aici. Eu mă voi duce să aduc de la... Ștefan mă filmează de la distanță, aduc o ramă goală de la... Mare! E pe garduri. Așa, revenim aici. Am luat o ramă goală. O impregnăm cu sirop. Cu
Da? Și cu ocazia asta am creat loc reginei pentru ouă. Acum regina, liniștit, poate veni să... Invers. Eu sunt stângaci. Așa, mai dăm niște siropel. Deci ați văzut în 5 zile ce înseamnă un culeț de pom fructifer. Construit cu ramă oarbă de sus până jos. Total, total, total. I-am dat siropul de rigoare. Luăm podișorul. Acum o scutură pentru că nu ne mai... Dăm cu fum pentru a nu omoră nicio albină. Așa, frumușel. Punem podișorul. Deci, clar, zilele următoare vom lua măsuri drastice, vom interveni cu rame la clădit, caturi, forță. Mai ales că acum urmează să florească prunul, dacă vremea ține cu noi, de puțin să filmăm. Așa, uitați, prunii acum încep să se desfacă, urmează să avem o producție bombă, o producție bombă la pomi. Ce frumos, și vișinul se deschide acum și cireșul. O producție barosană vom avea. Până data viitoare, oameni buni, vă doresc spor la treabă și numai bine, sănătate!